Domnul, ce ziceți de țurțurile, domnule? Păi mă uit și eu că locuiesc aici la etajul 2 și mă uit mereu la țurțurile. Ferească Dumnezeu să ai o mașină acolo. E de jale. Ce să facem? Trebuie să mai punem și noi un pic. Pe blocuri, așa ați văzut, e zăpadă multă în oraș? Eu am niște probleme de sănătate și nu prea am ieșit așa, dar am ieșit ieri și chiar și la piață, în zona Peții, mormane de zăpadă. Chiar nu este luată de acolo. Asta vrea domnul, n-avem ce face. E periculos? Păi, e periculos, dar deocamdată nu cade acum până nu începe să se lase. Numai când vine căldura și începe să se lase zăpada, atunci începe să alunice. Depinde ce-o fi acolo, cu ce-o fi acoperit. Ce să facem? Ce-i dă, ne dă domnul, e bine primit. Asta este, n-avem ce face. Când s-au făcut aceste acoperișuri, nu li s-au dat nici panta în funcție de cât este de lată clădirea. Cu cât este mai lată, cu atât trebuie panta mai mare. Și plus că nu s-au respectat pe acoperișul normal, unii talbă trebuiau puse niște opritori că în momentul când se produce acea cădere de zăpadă, să nu vină toată odată în cantitate mare, ci în funcție de cât se topește sau cum poate să o dea. Cât înseamnă? Câte tone de zăpadă ar însemna să cadă pe o mașină sau pe... Păi vă dau o caz, anul trecut în față la pompieri, a căzut cu un logan și a distrus mașina. S-a dus tot plafonul jos, cât poate să aibă. Deci acolo dacă a căzut odată, a căzut peste odată, pe cel puțin o tonă. Te poate omoră. Cât de zăpadă credeți că e? Acolo, o 4 metri cubi. Dacă cade pe un om mai bătrân, de la o așa atitudine ca asta, te poate omoră. Inspectoratul pentru situații de urgență poate veni în sprijinul reprezentanților asociațiilor de proprietari, cei care ar trebui să aibă în grijă îndepărtarea zăpezii depuse pe acoperișurile clădirilor, cât și a țurțurilor formați la acoperișurile acestora.